Iubiți frați, sunt din nou în după masa aceasta împreună cu voi și mulțumesc Domnului pentru harul care mi l-a acordat. Mă bucur că de miercuri seara până seara asta Domnul a mulțit biserica voastră cam de vreo 3 ori. E o minune dumnezeiască și să o facă Domnul în continuare, pe miercuri sau pe mâine seară și pe marți seara să fie încă atât aici. Cred că cei care ați venit la adunare în seara asta, ca ori de câte ori de altfel ne adunăm în adunare, suntem interesați să auzim glasul lui Dumnezeu. Și fratele, ca mesajul meu să fie unul care să lucreze mântuire în viața noastră. Eu vreau să vă spun că eu n-am nimic, ceea ce am, am de la El. Vreau să stau la îndemâna Lui să mă folosească și în seara aceasta pentru cei care sunt interesați cu adevărat pentru veșnicia pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o în Iisus Hristos, a Lui să fie gloria în veci. În minutele pe care le mai puneți la îndemâna Domnului, în care le acordați lui Dumnezeu să stea de vorbă cu noi, aș vrea să îl rog pe Dumnezeu să-mi dea cuvintele care să lucreze creșterea noastră spirituală. Aș vrea să continui predica pe care am început-o miercuri seara aici, cu privire la slujirea pe care Dumnezeu ne-o cere și de care ne face responsabil în ceea ce privește pregătirea bisericii în vederea răpirii. Să citim seara asta din 1 Petru, capitolul 4, versetul 7, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Frați din Perth, n-am venit la voi invitat. Harul mi-a fost acordat din partea cumnatului și a cumnatei mele din Melbourne, cu aprobarea lui fratele Mihai și a lui sora Rodica, care m-au primit la ei în familie, așa am ajuns în Perth. Și mulțumesc Domnului că am văzut lucruri frumoase aici la voi și în mod special mă bucur de voi care sunteți aici înaintea Domnului. Dar cel mai important lucru pentru mine este să vorbesc cu oamenilor care au venit la adunare în seara aceasta cu dorința să-L audă pe Dumnezeu vorbind. Aleluia! Aș dori ca Duhul Sfânt să coboare și să se inunde adunarea. Să ne aducă la nivelul să vedem că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, că vine Iisus și în vederea aceasta Dumnezeu vrea să pregătească biserica. Nu, oricum fiți liniștiți că când vine Domnul Iisus nu duce adunarea asta, nu duce. Aici are Hristos oameni care se străduiesc și care plâng și care suspină și care varsă lacrimi și întreabă, Doamne, când vii? Că ne topim aici în adunare, ni se risipesc sub ochii noștri copiii. Lumea ne-a furat privirile, ne-a furat inima, ne-a furat gândirea și acționează toate durile infernului pe toate canalele ca să distrugă ceea ce a plătit Iisus Hristos cu prețul sângelui, mărit să-i fie numele. De aceea Duhul Sfânt în seara asta ne spune, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți înțelepți, dar și vegheați, în vederea rugăciunii. Dragii mei, ca Evanghelia să aibă efect în viața noastră, cum spunea fratele, ca să vedem lucrările Dumnezeu așa cum ni l-a promis, trebuie să ne punem la îndemâna lui Dumnezeu trupul, duhul și sufletul nostru să rămână curate și întreși până vine El. De aceea în seara asta mă rog din toată inima ca Duhul Sfânt să sensibilizeze mintea noastră, să înțelegem valoarea cuvintelor pe care Dumnezeu ni le pune la îndemână. Mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acopere o sumedenie de păcate. Cum o fi asta, dragii mei? Dragostea acopere o sumedenie de păcate. A cui dragoste și care păcate? E, timpul nu-mi permite mie ca să intru în lux de amănunte în privința aceasta. David vorbea în Psalmul 32, ferice de cel cu păcatul acoperit. Cum? După ce am păcătuit, să-l punem sub masă, să-l punem în sertar, să-l acoperim, să nu știe conducerea bisericii? Cum să-l acoperim? Ferice de cel cu păcatul acoperit. Dragostea acopere o sumedenie de păcate. Așa, în mod mecanic, eu stau, dacă vreți, până la dimineață cu voi aici.
Dar spunea un frate, frate, trebuie să fii bun predicator ca să ne țină 40 de minute în fața Evangheliei. Micu stomac. Slabă creștere spirituală, dragii mei. În Psalmul 1 citim că omul ăsta care e născut din Dumnezeu și care îl așteaptă pe Iisus să vină, ăsta zi și noapte, cugetă la legea Domnului, nu se satură. Noi ne-am obișnuit cu spectacole, ne-am obișnuit cu programe și Dumnezeu, dacă are timp să vină în timpul pe care îl acordăm, e bine, dacă nu, o să-l programăm, o să-i facem o altă programare. Mă rog în seara asta Duhul Sfânt să intre în inimile noastre, ne facă să înțelegem că e necesar, dragii mei, să ne punem viața pe altar și să ne pregătim că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Să ne facem timp de rugăciune. Să fim plini de dragoste. Biblia, în lux de amănunte, ne vorbește cu privire la tot ceea ce trebuie să facem noi. Că ceea ce o trebuie să facă Dumnezeu a făcut, a plătit prețul păcatelor noastre în jertfa lui Iisus Hristos și ne-a dat dreptul să ne facem copii ale Dumnezeu. Dar după ce am devenit copii de Dumnezeu, trebuie să punem mâna la lucru. Trebuie să ne punem la îndemâna Dumnezeu și să lucrăm împreună cu El. Dragostea mea pentru fratele care au păcătuit împotriva mea acoperă de 70 de ori câte 7. Numai că se întâmplă altceva. Când fratele păcătuiește împotriva mea, la comitet, la tribunal dacă trebuie, rezolvăm problema, m-o jignit pe mine. Dar dacă jignește pe Dumnezeu, pe câți din adunare interesează? Mă rog ca Duhul Sfânt să ne lumineze în privința aceasta, să fim foarte vegheatori, pentru că timpul pe care l-am trecut, dragii mei, care s-a dus, ăsta nu mai putem recupera. Și Dumnezeu ne dă o zi, astăzi, dacă auzi cuvântul, nu-ți împietri inima. Și asta e realitatea. Cuvântul Evangheliei predicat, ori ne sensibilizează și ne trezește mintea și ne face gata de a ne recunoaște ticăloșia și păcatul, de a plânge și de a ne pocăi, ori ne împietrește. E, vine asta cu atâtea teorii, vine cu atâtea predică, vine cu atâtea învățătură, la ce avem nevoie. Că doar Biblia scrie, cel ce cunoaște mult va fi mai lovit cu mai multe lovituri. Mai bine să nu cunoaștem. Mai bine să nu ne ocupăm de Scripturi, dragii mei, ne înșelăm singuri. Și aș dori, în minutele care urmează, să trec așa în mod mecanic, cum am zis, prin Sfintele Scripturi să vedeți în ce situație gravă ne aflăm. Fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire, ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. E, unde să slujim? Timpul pe care noi îl petrecem în adunare și în care și când predic, văd că frații vorbesc, nici că interesează, eu transpir aici, ca să pun la îndemâna Bisericii lui Hristos adevărul revelat de Duhul Sfânt. Eu la orice verset pe care îl citesc aici am autoritatea să spun așa vorbește Domnul. Și dacă Dumnezeu vorbește cuvintele pe care le avem în față și noi ne scărpinăm, visăm în adunare, întreb, pe mine mă jigniți? Pe mine mă desconsiderați, nu pe El care mi-a trimis cuvântul. De aceea mă rog din toată inima Dumnezeu să ne trezească mintea. Fiecare din noi să slujească altora după darul pe care l-am primit. Vorbeam miercuri aici, din 2 Corinteni, capitolul 4, în primul rând, să nu cădem de oboseală, să lepădăm meșteșugirile rușinoase și ascunse, să nu umblăm cu viclenie în lucrarea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o și apoi să vestim adevărul așa cum e scris. Că doare, e o realitate, nu? Când mă duc la doctor, domnule doctor, am amețele, am dureri de cap, știu eu, dar asta n-are cum să viseze ce ai. Dezbracă-te, pune pe pat, începe de la picioare sau de la cap în jos și acolo unde te-au zis, acolo e buba. E, așa se întâmplă în adunare când Duhul Sfânt intră în acțiune și când vrea să trateze un suflet, acolo unde e durerea, acolo unde i-a atins păcatul, acolo unde a atins stricăciunea,
acolo unde vrea să facă vindecare și tămăduire. De multe ori ne răzvrătim și spun, domnule, nu accept. Nu accept așa ceva. Ei, noi o să tragem scurtă, dragii mei, și noi o să tragem consecințele, pentru că Dumnezeu e binevoitor și gata să intervină. Fiecare să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia să fie gloria în veci. Problema care doare în vremea asta pentru cei care încă mai au mintea trează, când toată lucrarea vrem noi slavă. S-am văzut în urma predicilor aplauze, în urma cântărilor aplauze, în urma, știu eu, a lucrărilor care le mai avem prin adunări, stimă, respect. Dacă ne uităm la Sfinții Apostoli, nu s-au dus pe aici pe unde mă duc eu. Nu, în condițiile astea, cu aer condiționat, cu bănci tapisate, prin peșteri, prin catacombe, bătuți. Dacă citesc din orul de martor, din Evrei 11, îi spun, Doamne, dar chiar mă vei pune și pe mine în rândul oamenilor acestora care și-au pus viața în joc pentru numele Tău? Da, Dumnezeu e gata și vrea să o facă, slăvit să-i fie numele. Dacă nu facem cu multă responsabilitate lucrarea aceasta, dragii mei, biserica care aparține lui Hristos și numai Lui, care este expusă la ora actuală unui mare pericol, din două părți. Zice Duhul Sfânt, în 1 Timotei, citesc, capitolul 4, versetul 1. Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, am citat versetul 7, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. În vremurile din urmă, zice Duhul Sfânt, unii se vor lepăda de credință, nu toți, unii. Și Iisus spunea întrebarea, când voi veni, voi mai găsi credință pe pământ? Și întrebarea care mi-o pun în dreptul meu, Doamne, printre care mă număr eu? Și credeți și voi sunteți interesați de același lucru, printre care mă număr? Stau de viață în adunare, 65 de ani am trăit aici, pe băncile adunării și întreb, când vine Iisus, mă recunoaște? În vremurile din urmă vine o vreme grea, fraților. Unii se vor lepăda de credință. Ce înseamnă asta, te lepăda? Dacă vreau să mă leapă de Biblia asta, ce fac cu ea? O arunc. Nu mai am nevoie de ea. Duhul spune lămurit că în vremuri din urmă vom trăi momentele acestea când unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Mare pericol lucrarea asta demonică a înșelăciunii pe care cei care încă n-au legătura prin Duhul cu Dumnezeu nu pot observa. Nu văd niciun pericol. E normal, venim la adunare, cântăm o cântare, ascultăm corul, orchestra, mai rezervăm câteva minute pentru Domnul dacă vrea să ne spună ceva, dacă vrem, l-ascultăm, dacă nu, plecăm acasă și vine Domnul și plecăm cu El în glorie. A mea Biblie nu mă învață așa, dragii mei. A mea Biblie mă învață că trebuie să trăiesc pocăința. A mea Biblie mă învață că trebuie să mă pun la îndemâna lui Dumnezeu. A mea Biblie mă învață când vine Iisus. Va cere să coteală de orice cuvânt pe care l-am rostit. Dumnezeu să ne trezească conștiința astăzi și să ne dea putere să ne punem la îndemâna Lui. Duhul spune lămurit că în vremul din urmă unii se vor lepăda de credință ca să lipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Vreau să vă spun că cel mai mare pericol pe care îl trăim este că neveghind asupra umblării noastre pe pământ, noi înșine putem fi cei care ne înșelăm. Citesc în Iacob, capitolul 1, versetul 16. Nu vă înșelați, prea iubiții mei, frați. Asta nu vine de afară. Nu vine de la cei ce ne învață. Vine de la mine personal. Nu vă înșelați. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit, este de sus, pogorându-se la Tatăl Luminii, în care nu este nici schimbare,
nici umbră de mutare, lăudat să fie Domnul. Bine ar fi astăzi să avem dorința asta arzătoare în inimile noastre. Vorbea fratele mai înainte aici. Am vrea minuni, am vrea semne, am vrea lucrări dumnezeiești. Dar în 1 Corinteni 14 citesc. 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 1, te rog. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Acum eu vorbesc cu voi ca și cu fratele, ca și cu frații mei. Câți de aici stați în rugăciune ziua și noaptea să-i spuneți, Dumnezeule, biserica din Perth are nevoie de un proroc curat. Un proroc a deschis gura să audă glasul tău din cer. Pentru asta e nevoie, Doamne, de un om. Eu vreau să stau la îndemâna ta, dar vreau să spun că trebuie plătit și prețul pentru asta. Dacă vine Duhul Sfânt astăzi să descoperă toată mizeria și păcatul care e în adunare, mâine nu-i sigur, sau nu cred că e posibil în seara asta să nu mai ajungi acasă. Dacă cu adevărat te folosește Dumnezeu. Avea 400 de proroci Ahab în jurul lui acolo și întreabă, să mă duc? Se iau Ramotul din Galaad, duce Domnului cu cine de biruință. Dar Iosafat zice, bă, nu mai ai unul aici, mai am unul, dar ăsta niciodată nu a vorbit bine. Ăsta întotdeauna vorbește altfel decât grămada mare, decât majoritatea. Bă, să nu vorbească împăratul așa, adu-l și pe ăsta. Mica să mă duc, duce, Domnului cu cine de biruință. Interesant, e un lucru care mă frământă. Cum de Ahab nu a fost mulțumit cu răspunsul lui Mica? La ceilalți nu le-a spus lucrul ăsta. De câte ori să te pun să juri pe numele Dumnezeului celui viu, că nu spui decât adevărul? Ei, dacă e vorba de numele Domnului, spun adevărul. Dragii mei, pe Dumnezeu nu îl înduplecăm așa cu povești pentecostale sau baptiste sau de care o fi ele. Pe Dumnezeu îl înduplecăm dacă trăim adevărul așa cum e scris. Aleluia! Și El e gata să intervină. Nu vă înșelați! Dumnezeu, prin darurile, slujbele și lucrările Duhului Sfânt, are programul Lui veșnic de a forma, de a crește și de a maturiza biserica până la nivelul, nu când te-au atins frații din conducere, băi frate Vasilică, de ce n-ai venit miercuri la adunare? Bă, ce-i treaba ta? Dar ce, n-ai casă, n-ai familie, te ocupi de mine? Băi omule, dar tu faci parte din biserică, din trupul lui Hristos. Dacă nu-ți convine, nici nu mai vin. Ăla n-are nimic cu Dumnezeu și cu Evanghelia și cu Hristos și cu Duhul Sfânt. Ăla e umplutură în adunare și trebuie lucrat pe lângă el așa ca lângă un om din lume. Poate că Dumnezeu va aduce vremea să-l trezească. Nu vă înșelați, toate darurile și lucrările Domnului au menire să ne crească. Un alt aspect pe care Duhul Sfânt îl prezintă tot aici, în versetul 22 citesc de Iacov 1, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Textul urmează. Venim la adunare, ascultăm și întrebarea, zicea fratele mai înainte, care e efectul Evangheliei pe care Duhul Sfânt îl prezintă în seara asta? După ce plecăm de aici, ce decizii luăm? Ne-am obișnuit. Ca alte dăți, venim la adunare, am ascultat o teorie aici, plecăm acasă și ne vedem de drum în continuare, dragii mei. Vreau să vă spun că cuvântul ăsta rămâne registrat, nu numai pe aparatele astea care le aveți aici. Rămâne registrat înaintea Lui. Fie gloria în veci. Un alt aspect pe care Duhul Sfânt îl prezintă și cred că e de luat în considerare, citesc în Galateni, în capitolul 1, versetul 16, pardon, în capitolul 6, versetul 7. Nu vă înșelați! Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul? Aceea seceră. Dragii mei, dacă nu luăm în considerare cuvântul acesta, mă înșel pe mine și dumneata pe dumneata tale. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce ai semănat, aceea ai să culegi. Un alt aspect al înșelăciunii, auto-înșelăciunii, îl găsim în 1 Corinteni, în capitolul 15, Duhul Sfânt zice prin Apostolul Pavel, nu vă înșelați,
tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Ai fost învățat să fii prezent la rugăciune, ai fost prezent miercuri seara la slujbă, ai fost învățat dacă se face evanghelizare să fii prezent la repetiții de cor, de orchestră, implicat în lucrare. Ai fost învățat să stai înaintea Domnului în rugăciune, ca Dumnezeu să te umplă cu Duhul Sfânt, să fii pus la îndemână al Dumnezeu pentru lucrarea pe care Dumnezeu are să o facă în biserica Lui. Dar ai prins mâna cu un frățiuț care zice, lasă băi, fii tu așa sfânt acum și lasă-o mai moale, pentru că se crezi că numai ăștia care se bat în piept, ăștia ori, ce-or face Dumnezeu fără noi? N-are alții mai buni ca noi. Dumnezeu să ne reglează mintea, să înțelegem că Dumnezeu rămâne același ieri și în veci. Are cine lăuda, rămâne sfânt, rămâne binecuvântat în veci. Pierderea noastră, dragii mei. Un alt cuvânt pe care Duhul Sfânt îl pune la îndemână ca să ne trezească, ăsta e mai piperat un pic, dar e o realitate pe care o trăim și în urma căruia Dumnezeu vrea să ne venim în fire, e în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 9. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Doamne, dar ce ai cu astea în adunare? Ce ai cu astea în biserică? De ce ne pui în față lucrurile acestea? Pentru că în Romani, în capitolul 1, Duhul Sfânt ne prezintă o stare de dezastru pentru cei care se joacă cu pocăința, pentru cei care vin la adunare de formă, pentru cei care s-au obișnuit să fie trecuți într-un registru, fie la pentecostal sau la oricare religie, cu impresia, cu părerea că Dumnezeu, dacă e trecut în registru, trebuie să-L ducă și în împărăție. Nu se va întâmpla așa, dragii mei. Auziți ce zice Duhul Sfânt? Citesc în Romani, în capitolul 1, versetul 21, citesc. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Versetul 28, fiindcă n-au căutat să-L păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Întreb, oamenii ăștia lor cunoscut pe Dumnezeu? Da? Dar pentru că nu L-au păstrat în viața lor sfânt, sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn, strigă cuvântul Evangheliei. Dacă nu-L acceptăm ca Domn, și ce înseamnă asta? Nu mai dirigez eu viața. Nu mai hotărăsc eu viitorul. Eu mă pun la îndemâna Dumnezeu, El îmi dă dispoziții, eu trec la execuție. Pentru că nu mai sunt al meu, sunt al Lui. M-a plătit cu prețul jertfei. M-a dat pe Iisus în locul meu. Și mi-a pregătit veșnicia. Au zis că merg să pregătească un loc unde El să fiu și eu împreună cu El. Vreți și voi lucrul acesta? Și Dumnezeu o vrea, dar nu cum ne place nouă, cum spune El, fie slava în veci. Fiindcă n-au căutat să-L păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plin de și cichisele în continuare. Fraților, ne trăind Evanghelia, ne trăind pocăința, ne lăsându-L pe Duhul Sfânt să ne coordoneze viața, aici ajungem. Aici ajungem în versetul ăsta. Și de aceea Duhul Sfânt a zis prin Pavel către Corinteni, nu vă înșelați, cei nedrepți, cei ce trăiesc în păcat, n-au locul El în împărăție. Dar ce-i de făcut? În seara asta Dumnezeu ne-a dat harul să ne întoarcem la El. În seara asta Dumnezeu ne-a dat timp să ne verificăm. În seara asta Dumnezeu vrea să facă tratamentul sufletelor. Vrem și noi? Aleluia! Iisus e prezent în adunare! Vrea să facă eliberarea, vrea să facă curățirea, vrea să facă dezlipirea noastră de lucrurile pieritoare ale lumii acesteia. Vrem și noi? El ne vrea pentru El. Fie slava în veci!
Un alt aspect pe care Biblia îl relatează cu privire la pericolul înșelăciunii, citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 24, dumneavoastră le știți astea, eu vi le reîmprospătesc doar și mă rog lui Dumnezeu să ne facă să luăm amintele aceste sfaturi. Era Domnul Iisus Hristos, ieșe din templu și ucenicii se întoarce te puțin și uite-te la splendoarea acestei capodopere. Uite-te cum strălucește, cum bate sclipirea soarelui. Domnul Iisus le spune, stați liniștiți, piatră pe piatră nu rămâi aici, fără să fie dărâmată. Dar nu asta e problema, cea mai gravă. Le spune în capitolul 24 din Matei, citesc, ucenicii îl întreabă, spune, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și a sfârșitul veacului acesta? Versetul 4. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Versetul 11. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Fraților, vă rog, subliniați, vor înșela pe mulți. Versetul 24. Că se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, și atenție, vor face semne mari și minuni până acolo, dacă va fi cu putință să înșele chiar și pe cei aleși. Ce-or fi astea? Vor face semne mari și minuni. Cine? Prorocii mincinoși? Hristoși mincinoși? Învățătorii mincinoși? Lucrătorii falși? Sau slujitorii diavolului? Vor face semne mari și minuni. Ce-s alea? Mai am câteva minute la îndemână. A trebuit să le mărunțim cu dovada biblică. Vă aduceți aminte când Moise scoate pe Israel din Egipt, se duce în fața lui Faraon, ăsta se opune fără drept de apel, nu există nicio șansă. Dar Dumnezeu, stai liniștit că îl conving eu. Și Dumnezeu face acolo niște lucrări mari. Numai că până la un moment dat fac și ghicitorii și vrăjitorii. Dar ajunge situația când se spune de acum de aici e degetul lui Dumnezeu, de aici nu se mai poate face nimic. Dragii mei, va veni vremea când Anticristul să stea față în față cu Pașca care vă predic și o să spună, ai Duhul Sfânt Pașca, am. Porunceaște să cadă ploaie cerul senin, nici un or pe cer. Ce fac? Ce fac? Ce-a făcut Iisus când a stat după 40 de zile față în față cu diavolul, după 40 de zile de post, frați din Pert, nu știu dacă ne mai vedem altul, asta o hotărăște el. Dar țineți minte seara asta, noi vă da față în față cu situații care ni se pregătesc. La Fiul lui Dumnezeu, diavolul a avut nerușinarea să stea în față după 40 de zile de post. Și spune, poruncește pietrelor să facă pâinică și flământ. Era după 40 de zile de post, nu? Dar de ce nu a poruncit Iisus? Nu la porunca diavolului. Eu lucrare o fac la porunca Mântuitorului, la porunca Împăratului, la porunca celui care îi slujesc. De 65 de ani, dacă spune, intră și vorbește din partea mea, fie în Pert, fie în România, fie indiferent unde ar fi, o spun, chiar cu riscul că, spuneam și cu riscul lui pe vremea lui Ceaușescu când mă chema la interogatoriu, domnule, mai mult decât viața n-ai ce să-mi iei. Eu nu mi-aparțin mie, eu aparțin celui care m-a recrutat pentru el. Acolo trebuie să ajungem, dragii mei, să fim gata să răspundem cu prețul vieții pentru mântuirea care ne-am primit un dar de la Dumnezeu prin Iisus, slăvit să-i fie numele. Vor face semne mari și minuni, dragii mei. Vor face lucruri care vor pune în uimire lumea întreagă și mai ales cu tehnologia pe care o avem la ora actuală, lumea întreagă va sta uimită, va privi și va întreba, care e adevărul? V-aș spune o situație pe care s-o trăit în România și poate unii de aici, din partea Sibiului, o știți, din partea Reșiței, pardon. Dar nu-i timp de asta. Un alt aspect pe care Biblia ne-l prezintă, Dumnezeu prin Duhul Sfânt,
Citesc că în Faptele Apostolilor, în capitolul 20, cu versetul, citesc versetul 17 și apoi în 28. Dimineț Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii să vorbească cu ei. Și le-a zis, versetul 28, luați seama la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele Lui. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi luprăpitori care nu vor curța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vă vor învăța lucruri stricăcioase ca să atragă adunare de partea lor. Le trăim din plin astăzi. Le trăim din plin. Nu pot să vă mai spun mai mult, pentru că nu-mi permite timpul. Dacă vreți, eu stau aici, v-am spus. Numai că rămân la ceea ce am auzit din gura unui frate de aici, de la Învoirea Adunarei. Prea mult. Stomacul nu mai suportă. Și mă uit la fețele voastre și citesc. Sunt oameni aici care ar vrea să stăm până la dimineață. Dar sunt oameni care spune termine, că ajunge. Vine vremea, auzit Duhul Sfânt prin Pavel, când eu trebuie să plec. Nu știu dacă îmi veți mai privi fața, dar după plecarea mea, situația voastră se agravează. Se vor infiltra printre voi spioni, oameni care vor lucra pe nesimțite, demolarea și distrugerea bisericii. Și în privința aceasta, același Duh vorbea prin Apostolul Petru în a doua epistolă, capitolul 2, și ne trăgea atenția să fim cu ochii în patru asupra slujirii despre care am citit în seara asta, fiecare să slujească altuia după darul pe care l-a primit din partea lui Dumnezeu. Și acum cred eu că ar trebui să fac aici o atenționare cu privire la fiecare dintre cei care sunteți în adunare. Cei care aveți pretenția că faceți parte din trupul lui Hristos, care e biserica. Care e slujba pe care o ai în adunare? Am avut și între voi aici frați care m-au întrebat, frate, ce slujba ai în biserica din Oșorei? Că noi așa am înțeles că numai păstorul și comitetul slujitorii biserici. De unde nu știu, că în Biblie nu scrie așa ceva. În Biblia mea scrie că fiecare deget, urechea, gura, nasul, toate mădulare din trup, trebuie să funcționeze normal în trupul lui Hristos, care e biserica. Noi așa am învățat, așa am crescut și suntem gata să stăm liniștiți și să dormim la umbră că vine Domnul și ne duce acasă. Nu, unul ți-o da Domnul, unul îți cere să lucrezi. Ți-o da doi, cinci, zece. Dar fă-ți lucrarea acolo unde te-a chemat Dumnezeu. Nu o faci, vine vremea când zice, te întreabă, unde-i? Păi, n-am primit numai unul, ăla care-i dat cinci, normal, că eu convinință, ăla s-a putut scoate pieptul afară că face ceva, dar eu, mi-a fost și rușine să mă ridic în fața bisericii. Nu te întreabă asta, Domnul. Unde e? Păi l-am venit în ștergare aici. O să spună Domnul, prindeți-l, legați-l și aruncați-l afară cu cei care niciodată nu au fost în adunare. Dragii mei, astea nu sunt bancuri, astea lucruri scrise în Biblie. Și Dumnezeu ne va cere la socoteală de toată lucrarea pe care o facem. Și frate, cum n-am vrea minuni și semne, dar unde e prețul? Cine e gata să fie scuipat, bajocorit, aruncat cu mizeria aici în fața adunării pentru lucrarea curată a lui Dumnezeu? Cine e gata? Pentru că fiți liniștiți. Uitați-vă în Biblie, oamenii lui Dumnezeu, Petru și Ioan, când s-au dus la templu și l-au găsit pe ologul acolo la poartă și l-au vindecat, imediat o sărit pe el. Cine? Ce-i cu Biblia asta soară? A Domnului. Cum a fost vindecat asta? Cu ce putere? Cum v-ați permis să faceți așa ceva? Ei, prețul ăsta trebuie plătit. Petru mânat de Duhul Sfânt, în 2 Petru capitolul 2, citim, în oros s-au ridicat și proroși mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși. Vă spuneam ieri cu seara, am auzit aici în Australia predicându-se și n-am auzit în 65 de ani. M-au uluit și am întrebat slujitorii de acolo, cum puteți să stați cu mâinile în sân când în fața voastră la învor să vorbește o asemenea murdărie? Dragii mei, suntem responsabili. Le spun fraților la adunări unde mă duc. Măi, oameni, când am trecut peste ce-i scris, faceți-mi semn și spun, taci omule și stai jos.
Că asta e datoria celor care v-a pus Dumnezeu să vegheze. Taci și stai jos. Când vii cu Biblia, mai predici la noi. Când nu, nu mai ai ce căuta aici. Dar se întâmplă invers. Frate, dacă ți-ai permis să vorbești adevărul și cumva te-ai atins de noi, de ăștia care se chemă aici în față, vedem dacă mai ai sau nu mai ai acces la amvon. Dumnezeu să ne lumineze mintea, dragii mei. Întotdeauna a spus, un copil dacă s-a ridicat în adunare și mi-a spus, frate Pașca, mi se pare că ceea ce ai vorbit nu-i chiar corect cu Biblia. L-am luat în brațe, l-am sărutat și am zis, mulțumesc. Mulțumesc că este un creier luminat de Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a pus paznic în dreptul meu. Pentru că vorbea Duhul Sfânt de dimineața asta aici, niciunul n-am ajuns la nivelul în care să nu avem nevoie de celălalt. Toți avem nevoie. Se vor ridica învățători mincinoși care vor strecura pe furiș, pe neobservate, erezii nimicitoare. Se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat. Vor face să cadă asupra lor o pierzare nepraznică și până aici, dacă asta și-o ales, e problema lor. Dar durerea care mă frământă e că Dumnezeu îmi spune, Pașca, stai treaz, pentru că lucrurile se complică de aici. Mulții vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor, calea pocăinței adevărului este vorbită de rău. Dragii mei, dacă am ajuns aici, nu mi-am pus în pericol numai viața mea, mântuirea mea. O pun în pericol și a celor care mă ascultă. De aceea, Dumnezeu pune reflectorul pe ei și ne-i pozează. Și chem în versetul 14, le scapără ochii de prea curvie, nu se satură de păcătuit, momesc sufletele nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de lege. Iuda, amânat de Duhul Sfânt, trage de asemenea semnal de alarmă cu privire la pelicul acesta și ne scrie în epistola sa. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de ofte, m-am văzut silit și o întreb de cine? De Duhul Sfânt, de Dumnezeu. M-am văzut silit să vă scriu, să vă îndemn, să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Frații iubiți, români din Perth, Dumnezeu nu se schimbă. În România, un Dumnezeu, în Australia, un alt Dumnezeu, în America, alt Dumnezeu. Rămâne același ieri, azi și în veci, mărire Lui. Pentru toate generațiile, pentru toate națiunile. Am înghebat o mică bisericuță și în Italia, în 6 ani cât am stat acolo și am stat de vorbă cu un pastor italian. Îmi spunea, frate, noi nu pot să pretind Italiei să trăiască ca românii. Dar de ce? Că aici avem altă cultură, altă gândire, alte modalități în care vedem noi lucrurile. Adică trebuie să-L dresăm pe Dumnezeu, să accepte năravurile noastre, ideile noastre, gândirile noastre, pentru că El trebuie să ne accepte pe fiecare așa cum ne pare nouă, nu noi să acceptăm Biblia așa cum e scrisă. Din nefericire, am ajuns și noi în multe situații în care vrem să-L convingem pe Dumnezeu că dacă trecem peste ora 8, Îl punem la pereche pe Domnul și nu-L mai lăsăm să vorbească. Dumnezeu te trezească mintea. În versetul 11, îi pozează Duhul Sfânt pe oamenii ăștia. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain. Care a fost păcatul lui Cain? Invidia, gelozia. Păi de ce nu a popa să fie pastor? De ce n-aș putea fi eu? Păi de ce nu ala să cânte în adunare? De ce n-aș putea și eu? Dumnezeu vrea să cântăm toți, să-L preamărim toți, să prorocim toți, să predicăm toți, dar fiecare avem timpul nostru. Numai am vrea întotdeauna să ocupăm locul altuia. O fost mai bun Cain ca el și o fost gelos și l-a omorât. S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam banii. Dacă vorbesc ce place poporului, pică ceva la buzunar. Dacă nu, nu-mi dă nimeni mâna când am ieșit de aici. Nu mă interesează.
Pe mine mă interesează cei ce-L iubesc pe Hristos să ajungă în împărăția care ne-a pregătit-o El, slăvit să-I fie numele. Și-au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Știți ce-a făcut ăsta? Și acum vă rog să observați că lucrarea nu-i de glumă. Revin înapoi în 2 Petru, capitolul 2, zice versetul 21, ar fi fost mai bine pentru oamenii aceștia să nu fie cunoscut calea neprionirii, decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Cu ei s-a întâmplat ce spusese zic calea adevărată, câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. Doamne, păzește de aceasta! Iubriți, frate, în Pert, așa cum am zis, eu miercuri merg spre Adelaide și de acolo spre Melbourne și apoi spre România, nu știu dacă ne mai vedem. Mâine seară și poi mâine seară vreau să fiu neapărat cu voi aici, pentru că mulțumesc Domnului că vă mai trimite și mâine seară și poi mâine seară și joi seara un om care l-am urmărit timpul când l-am petrecut aici și slăvesc pe Domnul că sunt oameni care Dumnezeu încă îi mai are la dispoziție ca să vorbească adevărul așa cum e scris. Primiți-i, în numele Domnului vă rog. Aș vrea să vă văd pe toți acolo în împărăție, cu casa mea, cu familia mea, cu biserica în care slujesc și cu toți frații din Australia, de pe toată planeta, Dumnezeu să ne dea puterea să ne trezim din somn. Să luăm pocăința în serios și să ne punem la îndemâna Lui ca ziua cea măreață să ne recunoască ca fii ai Lui. Amin.